9 săptămâni de lucru, un lucru intens pentru un meci cu o miză destul de mare. Da, este în momentul de față este meciul cel mai important, meciul de finală și ne dorim să terminăm pozitiv. Ne așteptăm la un meci foarte dificil, ținând cont că jucăm practic în deplasare, Spania fiind organizatoare și jucăm cu ei. Și suntem convinși că va fi un meci foarte fizic, sunt foarte agresivi în remezele spontane, au un pachet de înaintare agresiv. Linia de trocar foarte, foarte imprevizibil, își asumă riscul, joacă de peste tot. Cam asta ne așteptăm să fie duminică. Va fi al cincilea meci deja pentru echipa națională. Cum ați vedea după cele patru meciuri echipa? Cum a început să crească sau unde mai e de corectat? Clar, trebuie să fim sinceri, să vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău. Am început bine, dar trebuie să fim conștienți de nivelul echipelor cu care am jucat. Când am dat de echipe de același nivel sau mai bune ca și noi, am pierdut, am avut probleme mari. Am văzut ce probleme am avut și cât am suferit în aceste meciuri, în anumite zone ale jocului și încercăm să reparăm cât putem în săptămâna aceasta ca să arătăm mai bine în meciul de duminică. Practic și după acest meci de duminică va urma o pauză și vor mai fi două, poate trei meciuri înainte de Cupa Mondială. Cum vedeți în momentul de față echipa? E clar că am încercat să vedem cât mai mulți jucători. Pentru că, până la urmă, obiectivul rămâne. Campionatul european a fost, cu siguranță, un obiectiv al nostru, dar important este, până la urmă, Cupa Mondială și să vedem unde suntem acum și ce trebuie să facem ca să progresăm pentru a arăta cât mai bine la Cupa Mondială și să fim în cel mai bun punct de vedere fizic și a rugby-ului la Cupa Mondială. După acest campionat european, e clar că jucătorii se întorc la cluburi. O să-i monitorizăm, să știm în fiecare zi ceea ce fac la antrenamente. Vorbind din punct de vedere fizic, vom avea încă o testare între tur și returul campionatului intern, unde vom vedea ce au îmbunătățit și ce mai au de îmbunătățit și după aceea ne așteaptă o perioadă foarte dificilă din punct de vedere a încărcăturii și a informațiilor pentru pregătirea de Cupa Mondială.